Ia să trecem acum la next level, pentru că asta la care ne uităm noi acum este întâmplare reală, gen. Povestește o femeie în vârstă. Hai să intrăm acum în toți perieți. Stați așa să o găsesc. Mă lasă să te țin așa, te rog. Da, iubire. Când eram eu copil, aveam un bunic atât de rău, 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 și ne înjura, ne bătea și așa am petrecut cu el până când a murit. Când a murit, după ce l-am mormântat, toți ne betegeam pe rând. Și vite, și noi, și vecini, și tot. Unchiul meu ce s-a gândit, mă, nu-i bine, ce ceva e, nu e în regulă. Și s-a mai vorbit cu niște săteni de acolo și zice, hai să mergem la cimitir. Cu luat un cal din ăsta, nu cal, armăsar, și ce dacă, i-a spus unul de acolo, ce dacă armăsarul trece peste mormânt, înseamnă că e bine. Dacă nu, ceva s-a întâmplat cu el, s-a făcut moroi. Așa zicea atunci. Moroi înseamnă un fel de, un fel de strigoi. În ce parte a României? În partea Olteniei. Ok, așa. Așa. Și atunci, zi și făcut, a luat un armăsar și s-a dus cu mai mulți. Sara, noaptea, că ziua nu. Și când s-a apropiat de mormânt, ce să sară armăsarul peste mormânt? O sărit în două picioare și a început să necheze și nici cum nu l-a putut trece peste mormânt. Atunci, ori fost sigur că ceva s-a întâmplat. S-au dus acasă, ori luat ce-o trebuit, s-au lopeți, târnacoape, ce o trebuit și s-au dus la mormânt să dezgroape mortul. L-au dezgropat, când l-au dezgropat și i-au luat capacul după el, el era într-o parte. Îi crescuse unghiile la mâini și barba și era roșu la față. Ca și cum n-ar fi mort. Ca și când ar fi viu, dar era într-o parte, nu mai era pe spate. Și atunci, ce s-au pătit ei, i-au bătut un pui, un piron, în inimă. I-l-au bătut în piept. Și atunci, după ce i-l-au bătut, a făcut și s-a muiat și gata, s-a îngălbenit la față, s-a tras, nu a mai fost roșu la față. Și de atunci l-au îngropat înapoi, nimic, i-au făcut mormântul la loc. Și-a venit acasă. Din clipa aia nu a mai fost nici vite betege, nici noi în casă și deci nici... vrei să spui că chiar există? Există asta. Asta povestea când eram eu copil, a fost pe pielea noastră. Și povestea asta are vreo 80-70 de ani, cât are? Are vreo 70, cam 76 și 56 de ani. Păi mă, iubire, știi care e faza? N-are cum să nu existe când e aici, între noi, de la început. Bebe. Bebe. Ăsta e cel mai hardcore povești de groază pe care l-am filmat cu tine. Scuipă-n de trei ori să vezi cum eu eram... Ajungem la mașină că nu avem semnal, efectiv. Până la 6 săptămâni, mortul umblă sufletul lui. Așa s-a întâmplat la o vecina mea, i-a murit bărbatul și tot după ce l-a mormântat, auzea tot zgomote prin curte. Și era cineva. Dădea drumul la vite, le dezlega și le dădea drum pe afară, ba dărâma lemnele, ba s-auza pași și zgomote, dar nu vedea pe nimeni. Nu vedea. Și tot așa vreo câteva zile după aceea, într-o noapte, se trezește că cineva trage pe acum după. Și ea s-a speriat tare și o tras-o înapoi pe cap. Și când o tras-o pe cap, iar a început să tragă plapuma după ea. Până când o tras-o, s-o dezveli la cap și atunci ea a deschis ochii. A auzit un foșnet și a apărut un om mare, urât, acolo lângă patul ei. Un strigoi. Periat de nu mai putut, nu mai o înghețat de tot, nu mai putut vorbi, nu mai putut mișca. Și a dispărut stafia aia care era lângă pat acolo, arătarea aia ce era acolo. Și o pleca biata femeie, era vecină cu mine.
o venit și s-o culca la mine. Și 6 săptămâni ea n-a mai dormit acasă. Da, atâta umblă ăștia. Da, 6 săptămâni umblă. După aceea, sufletul se ridică la cer. Eu mă uitasem, nu știu dacă ați văzut, am ridicat privirea că am văzut acolo când mai era din clip. Și l-am văzut că acolo că se pregătește un pic. Bă, femeia asta povestește mai horror decât tine. Păi normal, mă, dacă a trecut până ea, ești nebun la cap. Bă. Așa și eu când, dacă e să povestesc ceva ce mi se întâmplă, e mai forță. Data viitoare când filmează asta povestește horror, îmi iau și eu un băiat. Îi zic, bă, stai și tu acolo în spate, înainte să mă sperie ăsta, pun niște mâna pe umăr să vezi acolo distracție, că ăsta de fiecare dată ne sperie.